SCM Politehnica a câștigat miercuri 26-21 cu CSM Făgăraș. Victoria s-a conturat însă mai greu decât se sconta. La pauză era 12-11, iar în debutul reprizei secunde oaspeții au trecut chiar în avantaj. Au fost unele faze de mare spectacol apreciate de public, care nici măcar acum, când s-a prezentat trofeul Cupei României, nu a umplut sala Constantin Jude. Patru dintre componenții echipei care a câștigat pentru prima dată Cupa Națională în 1986, Dan Petru, Alexandru Matei, Petru Ianto și Vali Banu, au fost invitați speciale a evenimentului. În clasamentul la zi a Ligii Zimbrilor, elevii lui Pero Miloșevi sunt pe locul 7 cu 40 de puncte. A fost foarte dificil pentru că oboseala și-a spus cuvântul. Am jucat 4 partide în 7 zile, iar aici s-a adunat și drumul către Suceava și Focșani. Noi am venit aici cu gândul să câștigăm, să fim o echipă puternică pentru câștigătoarea Cupei României. Felicit din plin, am văzut meciurile, am fost la meciuri, au jucat bine la Focșani, au meritat să câștige și pentru asta un mare bravo din partea mea și implicit trebuie să-i felicităm toți pentru că la momentul acela a fost echipa cea mai bună. În etapa următoare, alvioleții vor evolua în deplasare sâmbătă cu Universitatea Cluj, ultima clasată fără niciun punct. Meciul va avea loc de la ora 11 în sala Horia Demian.